Mâncăm legume și fructe mai scumpe decât grecii, spaniolii și italienii. Într-o singură lună, prețul acestora a crescut cu peste 6%. Asta în statistici, pentru că dacă e să mergem în piață sau la supermarket, diferențele sunt mult mai mari. Salată plantată undeva 2 săptămâni și sperăm să se facă până la Paște. Ionuț Dragomir are în comuna Vidra din județul Ilfov mai multe sere cu salată verde și roșii. În acest an a fost nevoit să reducă din suprafața cultivată. Am redus din cauza costurilor ale încălzirii, încălzim cu lemne, folosim undeva la 300 și ceva de kilograme pe noapte. Verdețurile vor pleca din această seră înaintea Paștelui cu 1,8 lei legătura. Cât despre roșii? Cu măcar 35 de lei. Sperăm noi să ieșim cu 35 de lei. Noi mergem în Angro, Pucheni, acolo vindem. Acum roșiile se vând în piețe și supermarketuri cu 20 de lei pe kilogram. Sunt evident din import. De altfel, prețul tomatelor noastre îl depășește pe cel din Italia, spre exemplu. Un kilogram de roșii costă aproximativ 3,50 euro. În România se vând cu 4 euro pe kilogram. Reporterii Observator au comparat prețurile din România cu cele din Italia, Grecia și Spania. Concluzia, avem cele mai scumpe roșii. Și ceapa de la noi costă mai mult decât cea din Italia și din Grecia. Prețul morcovilor este la fel cu cel din Italia. Doar când ajungem la cartofi ne putem lăuda că dăm mai puțin bani. Dintre toate alimentele, cel mai mult s-au scumpit în ultima lună legumele, cu peste 6%. Asta arată datele oficiale, iar dintre legume, în topul scumpirilor se află chiar cartofii. În doar 30 de zile, prețul unui kilogram de cartofi a crescut cu 5%. Acum, în piețe, spre exemplu, un kilogram se vinde cu 4 lei. Nici fructele nu sunt mai ieftine. Numai în ultima lună acestea s-au scumpit în medie cu 5%. Avem într-adevăr cele mai ieftine mere în comparație cu Italia, Grecia și Spania. Însă prețul bananelor de la noi din supermarket e mai mare decât cel din Italia și Spania. Am început să ne învățăm că orice produs trebuie să-și crească valoarea de la o zi la alta. Care sunt explicațiile pentru aceste scumpiri? Sunt costuri mari pe care fermierul român le suportă astăzi și care se regăsesc în prețul final al legumelor. În plus, suprafețele cultivate sunt tot mai mici și așa am ajuns ca în supermarketuri să găsim cu greu produse românești. Pe acest raft avem numai produse din import, avem dovlecei din Turcia, mai departe avem vinete, de asemenea tot din Turcia, roșii turcești și mai departe avem ardei care sunt importați tot din Turcia, de asemenea din Iordania, dar și din Maroc. Cum se simte micul producător român atunci când merge la supermarket și vede că sunt foarte multe din import? Ne uităm la prețuri, facem poze, înghițim un sec și plecăm.